De ce să vizitați expoziția Sub masca actorului la Muzeul Național al Literaturii Române? Pentru că este vorba de George Motoi, unul dintre marii actori ai acestei țări. Expoziția Sub masca actorului prezintă câteva din rolurile pe care acesta le-a făcut în teatrul românesc și nu ne prezintă, în schimb, nicio fotografie din perioada în care a filmat. Adevărul este că George Motoi spunea că trebuie să ai puterea să renunți la anumite tentații. Nu poți, după niște roluri, precum cele din Întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu sau Adela, Trecătoarele iubiri, Pe aici nu se trece sau Marele singuratic, să joci rolul vreunui țigan în o telenovelă. Ar fi degradant, era de părere actorul. De asemenea, atunci când venea vorba despre valori, declara: te întreb, Năuc, dar oare noi, românii, n-om fi având valori umane, specialiști de nădejde, modele autentice? Am mai avea, desigur, dar tocmai ele incomodează, fiind marginalizate de strategi ai imposturii oficializate. Aceasta, de fapt, cred că era trăsătura pe care o puteai citi pe chipul lui George Motoi, seriozitatea. Primii pași spre actorie i-a făcut în compania mamei la biserică, spunând Tatăl nostru. La sărbările de la școală, imediat după aceea, era chemat să recite poezii și astfel s-a produs chemarea către scenă, către artă. Tatălui, care avea o educație ca zonă, își dorea să devină medic veterinar, dar alegerea fiului a fost alta, a fost teatru. Atunci când a plecat să dea examen la facultatea de teatru, tatălui i-a spus: fii atent, măi băiete. Acest fii atent l-a responsabilizat pe George Motoi și probabil de aici trăsătura cea mai elocventă, seriozitatea. La începutul carierei, parcă nimic din ceea ce se întâmpla în culise nu reușea să se prindă de el, deși invidii erau destule. În anii 60, regizorul Mircea Drăgan l-a ales pentru rolul Petre din Lupin 29. Rolul soției era interpretat de nimeni alta decât Lica Gheorgheu, fiica lui Gheorghe Gheorgheu Dej. Despre partenera sa, George Motoi avea să spună: era modestă, prietenoasă, iar portbagajul mașinii care o aducea, plin întotdeauna cu sandvișuri și alte bunătăți, pe care le împărțea într-o vreme de mari lipsuri. Avea un singur defect: voia să fie actriță și nu era. Cu siguranță nu puteți uita rolurile pe care George Motoi le-a interpretat: Alexandru Lăpușneanu, apoi Despot Vodă, Vlai cu Vodă, Maximilian sau Coada. Expoziția Sub masca actorului prezintă câteva din rolurile pe care George Motoi le-a avut pe scena Teatrului Național din București. A fost distins cu diploma Artist de Onoare al Filmului Românesc, cu premiul de onoare pentru întreaga activitate acordat de TIF și cu meritul cultural în grad de cavaler, acordat de președintele României în 2004. Trebuie să vă spunem ceva ce poate nu știți. În Marele singuratic, Eugenia Bosânceanu, cu care a și jucat în Întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu, îi așeza lui George Motoi, pe micuța masă care avea trei picioare, un castron cu lapte și mămăligă. Acel gest atât de simplu a rămas în memoria tuturor, dar mai ales a actriței, care declara: nu avem nevoie de mai mult ca să fim fericiți. Doar acel castron cu lapte cald din care ies aburi și un boț de mămăligă. George Motoi era un actor discret, liniștit, blând, cum se cade, și niciodată nu l-am auzit rostind vorbă urâtă. Dacă toată lumea din teatru ar fi astfel, totul ar merge ca pe roate și ar fi în deplină armonie. Din păcate, nu toți actorii sunt astfel. Niciodată cuvintele lui George Motoi nu te duceau cu gândul la o jignire. Era incapabil de așa ceva. Cum vă spuneam, seriozitatea era o trăsătură definitorie a lui George Motoi. De aceea vă invit să vizitați această expoziție în care îl puteți vedea pe actor purtând diferitele măști ale rolurilor pe care le-a interpretat de-a lungul timpului. Este o expoziție pe care nu trebuie să o ratați, așa că vă invităm până la finalul lunii decembrie să pășiți
pe poarta Muzeului Național Literaturii Române.